ce și... oaspeți ați avut am avut ambasadorul Italiei, Marco Giungi, cu nevastă sa, care au chiar adoptat și un pisoi de la noi. Am avut primul secretar și responsabil misiunei suedeze în România, adică doi reprezentanți ambasadei Suediei. Am avut niște funcționari de la ambasada Finlandei, după care au venit parteneri din diverse țări care au contribuit, adică președintele Asociația Dogs Trust din Marea Britanie, care a dat o contribuție extraordinar de importantă, dar și partenerii noștri din Suedia, din Finlanda, din Elveția. Adică a fost, eu zic, un eveniment foarte reușit și foarte frumos. Care au fost părerile dinșilor? Oamenii au fost încantați, nu s-a așteptat o astfel de clădire și ne-au felicitat. Chiar ne-au spus englezii că nici în Anglia există foarte multe clădiri și clinici cum este aceea de la Cernavoda și au fost foarte, foarte impresionați. Suprafața clinicii este de 800 de metri pătrați, 400 de metri sunt pentru zonele de spitalizare, unde se află animale bolnave sau în tratament, câini și pisici. Celelalte 400 de metri pătrați sunt împărțite în două. Cam 200, 250 sunt partea medicală, adică două cabinete, o, o camera cameră preoperatorie și o cameră de operație, plus o farmacie, și pe partea cealaltă avem birourile și partea administrativă. Lucrează în total în jur de 25 de persoane împărțite în diverse departamente, departamentul de adopție, departamentul administrativ, partea medicală, îngrijitoarele, uh, șoferii și așa mai departe. Um, clinica, într-adevăr, este ceva unic, nu numai pentru zona, vreau să spun, este unică pentru România, uh, este probabil una din cele mai mari și este, se focusează pe animale fără stăpân, bineînțeles, adică noi suntem aici să ajutăm animale fără stăpân, stăpân să le sterilizăm, să le microcipăm și să găsim familie pentru ei, dar serviciile noastre de sterilizare și microcipare gratuită pentru cetățenii merg mai departe. Banii pentru această investiție sunt în totalitate a banii veniți din afară, ca de obicei. Este vorba de 670.000 de euro. În acest banii sunt incluse și cheltuielile pentru parte de infrastructuri, conectarea la rețeaua electrică, la rețeaua de apă, stația de depurare, parcare, adică nu numai clădire în sine, tot ce înseamnă după aia clădire să fie funcțională și să, 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 să meargă. Banii au fost strâns în timp de 5 ani, a fost foarte greu, extraordinar de greu să găsim aceste resurse, dar au venit din diverse țări, din Italia, din Suedia, din Finlanda, din Elveția, din Austria, prin partenerii noștri, prin fundații particulare care apreciază ceea ce facem în România și au încredere în Save the Dogs. Speranța mea este oamenii să oprească acest obiceu absolut fără rost, fără sens de a arunca animale în dreapta în stânga, mai degrabă mai veniți sterilizați la noi, dacă aveți o problemă cu un cățel, trebuie să plecați în străinătate, veniți, discutăm, analizăm, încercăm să găsim soluții, poate temporar păstrați animalul la dumneavoastră și după care noi o să-l primim când avem un loc, dar prin un dialog, nu prin aruncatul, pentru că aceste idee de a arunca animale, în primul rând animale nu sunt un gunoi, trebuie să respectate până la ultima secundă, chiar dacă avem probleme de familie care nu ne mai permit să le ținem. Da? dar ar fi bine să există o comunicare și o planificare împreună, pentru că nu fiind spațiu oamenii ne pun într-o situație extraordinar de grea și noi nu omorăm animalele, adică nu facem eutanasie pentru că nu e spațiu. Doamne ferește, este împotriva valorilor noastre, dar dacă înghețuim animalele aici, să îmbolnăvesc, se stresează, calitatea vieții scade, nu mai sunt potrivite pentru adopție, adică oamenii nu înțeleg aceste probleme care noi le avem. De exemplu, acum, la ora actuală, clinica este plină. Este absolut plină și nu avem niciun colț. Uh, și așteptăm să mai plece pentru că, din păcate, și adopțiile pe plan local sunt extrem de limitate. Una din probleme cu care se confruntă comunitatea este aceea animalelor fără stăpân. E o problemă în toată țara, în foarte puține locuri a fost rezolvată pe deplin, în cele mai multe locuri a rămas în continuare pe agenda administrației locale și la Cernavod este pe, a, pe agenda, în sensul că trebuie găsită o soluție civilizată pentru gestionarea câinilor fără stăpân. În Cernavod, de, de foarte multă vreme, asociația are activitate. După cum se poate vedea, a deschis această clinică modernă tocmai pentru a veni în sprijinul uh, populației uh, de câini din, și nu numai câini, pisici, măgari din, din Cernavodă. Este o clinică modernă dotată după ultimul standard. Implicarea primăriei fiind aceea că în parteneriat cu această asociație vom derula programul de protecție a animalelor fără stăpân din Cernavodă. Acum, programul este destul de laborios. El implică în primul rând prevenție, adică castrarea animalelor cu și fără stăpân. Implică gestionarea populației de animale fără stăpân. Și din păcate, nici asociația și nici primăria în acest moment nu au toată logistica necesară gestionării acestor animale și încercăm împreună să identificăm cele mai bune soluții. Uh, financiar vorbim primăria se va implica financiar, iar asociația logistic și cu know-how pe care îl are pentru ca să administrăm cât mai bine această problemă. Încurajat să uh, au fost discuții de toate felurile, au fost discuții în contradictorii, au fost și discuții uh, pro. Uh, i-am încurajat și încurajăm în continuare să desfășoare activitatea care este benefică uh, cetățenilor din Cernavodă, dar ne dorim mai mult de la dânsii, ne dorim ca expertiza pe care o au în acest domeniu să fie transferată către comunitate. Noi din totdeauna ne-am axat pe animale fără stăpân, dar în ultimii ani ne-am dat seama că dacă nu sterilizăm animalele cu stăpân, nici nu vom rezolva situația de pe stradă. Uh, așa că sterilizarea, microciparea rămân în continuare gratuite pentru cetățenii, uh, care dețin animaluțe. Pe lângă, așa cum a fost întotdeauna, noi putem oferi în cazuri de urgențe, adică există un cațel lovit, un, un pisoi care e foarte bolnav, se află într-o stare gravă, nu există un cabinet veterinar în oraș care poate să-l ajute și stăpânii nu au cum să ajungă la Constanță, atunci pot apela la noi în aceste cazuri extraordinare. Nu pot apela la noi pentru un vaccin, pentru o deparazitare. Pentru asta există două cabinete în oraș care uh, desfășoară această activitate. Așa că noi nu vom închide. Porțile la animale cu stăpân, dar într-un mod limitat la cazurile care nu găsesc o rezolvare la doctorii pe plan local și oamenii va trebui să înțeleagă că trebuie să ne facă o donație, măcar să acoperim uh, costurile vie care le avem, adică materialele, medicamente, pentru că noi nu avem posibilitatea de a trata și nici nu cred că este corect să tratezi gratis animale cu stăpân. Fiecare trebuie să-și asuma responsabilitatea pentru, pentru animalul care îl are și să fie din disponibil să cheltuie niște bani pentru el.